O fetiță de 5 ani din București a suferit un accident la o trambulină ilegală din nordul stațiunii Mamaia. Chinga în care era legată s-a rupt, iar copila a căzut de la înălțime. Familia a chemat poliția și protecția consumatorului. Locul de joacă nu era autorizat, trambulina era veche, ruginită și înconjurată de cabluri electrice întinse la întâmplare. Atenție, nu este un caz singular. La tot pasul, în stațiuni sunt zone de distracție pentru copii pline de capcane. Și de când s-au rupt? De curând, da, eu vă promit, domnul comisar. Cam de cât timp vreau să-mi spuneți? Dar eu cât? Dar eu vă promit. Astea apar cam coapte, așa. Această trambulină veche, ruginită și ruptă i-a pus unei fetițe de 5 ani viața în pericol. Chinga în care era prinsă s-a rupt pur și simplu, iar copila a căzut de la înălțimea la care o aruncase baza elastică a instalației. În cădere însă s-a lovit de marginea trambulinei, iar asta a salvat-o. Unchiul ei a chemat poliția și protecția consumatorului. Mulțumesc lui Dumnezeu, în primul rând, copilul se află în afara oricărui pericol. Inspectorii au descoperit că locul de distracție din nordul stațiunii Mamaia nu era autorizat și nu avea niciun angajat care să aibă grijă de siguranța celor mici. Copiii erau puși în pericol chiar și în jurul trambulinei de cablurile electrice întinse la întâmplare. Viză aia afară. Dar n-are curent pe ea. Păi cum asta n-are curent pe ea? Ba da, aia. Păi, am în cine bă, ne minți. Lasă-o în noi, de treabă. Uite și asta, la șină. Poți să aibă și un volt. Nu vreau să-l aibă. Trei copii pe aici. Am găsit două societăți comerciale funcționând fără autorizații de funcționare, cu niște echipamente, după părerea noastră, îmbătrânite. Ambele societăți comerciale nu mai pot presta servicii până la remedierea tuturor deficiențelor. Incidentul i-a făcut pe inspector să controleze în aceeași zi mai multe parcuri de distracție din Mamaia. Nu sunt toate sigure, dar l-aș lăsa, deși să nu-l las. În așa ceva nu o să-i dau niciodată. Nu e foarte riscant. De ce? S-au tot întâmplat diverse chestii. Vigilența autorităților trebuie să meargă mână în mână cu atenția părinților. A fost nevoie de un incident pentru ca autoritățile să găsească într-o singură zi și într-o singură stațiune două locuri de joacă neautorizate care funcționau fără probleme. Ieri și astăzi, alte 25 de firme din toate stațiunile au fost amendate cu 10.000 de lei fiecare pentru nereguli.